Astăzi de dimineață a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate, la care am discutat un subiect foarte important pentru Republica Moldova, și anume despre corupția politică și despre atacul la democrație, atacul la democrație Republicii Moldova pe care l-am urmărit cu toții în timpul alegerilor prezidențiale și a referendumului. Am văzut cum grupări criminale au încercat să substituie voința cetățenilor Republicii Moldova prin cumpărare de voturi, au încercat să influențeze decizii importante pentru Republica Moldova și cetățenii săi. Am discutat cu instituțiile responsabile, în special instituțiile care reprezintă justiția, despre faptul că această grupare criminală se ocupă de corupție politică nu de ieri și nu de alaltă ieri, cel puțin de 10 ani. Vedem diferite forme de corupție politică, începând de la finanțarea ilegală a partidelor, finanțarea ilegală a campaniilor electorale și, în ultimii ani, am văzut și încercări de cumpărare de voturi. Vreau să vă amintesc că primul exemplu l-am avut în cadrul alegerilor din autonomia găgăuză, acum un an și ceva. Am văzut încercări de cumpărare a voturilor la alegerile locale din anul trecut și nu am văzut acțiuni ferme, corecte, suficiente din partea organelor de justiție pentru a sancționa aceste acțiuni ilegale, care, repet, pun în pericol democrația Republicii Moldova. Am discutat despre lucrurile care trebuie să se întâmple în următoarele săptămâni și luni pentru ca statul Republica Moldova să poată să asigure respectarea votului autentic al cetățeanului, și am discutat despre acțiuni care să prioritizeze examinarea cazurilor de corupție politică atât de către procuratură cât și de instanțele de judecată. Știm că există mai multe dosare pe cazurile pe care le-am menționat aici, dar examinarea acestor dosare durează. Tocmai de aceea e nevoie să se vină inclusiv cu modificări la nivel de legislație care să restrângă termenul de examinare pentru cazurile de corupție politică, mai ales pentru cazurile de cumpărare de voturi. Și în acest sens, Guvernul, împreună cu Parlamentul, împreună cu alte instituții care sunt vizate de aceste lucruri, urmează în următoarele câteva zile să vină cu un plan concret pentru a asigura examinarea prioritară a acestor cauze și respectiv reducerea termenelor de examinare, ca să nu avem situații în care se amână pentru mulți ani examinarea acestor cazuri și respectiv perpetuarea lor. Am vorbit despre nevoie de a consolida legislația pe domeniul de securitate națională, chiar dacă în ultimii ani am îmbunătățit legislația pe acest domeniu, dar este clar că nu a fost suficient. Sigur că legile și procedurile sunt foarte importante, dar cei mai importanți sunt oamenii care trebuie să pună în aplicare aceste legi și aceste proceduri, și vreau să folosesc această ocazie să le mulțumesc tuturor oamenilor din instituțiile publice care au muncit contra cronometru și care au reușit să prevină o fraudare și mai mare a votului, care au reușit să apere într-o anumită măsură votul cetățeanului. Acești oameni trebuie aplaudați, dar de la ei trebuie să ia exemplu și ceilalți oameni din instituțiile statului, oameni din instituțiile procuraturii, din instituțiile de ordine, de menținerea ordinei și mai ales din judecătorii, pentru că doar
implicării serioase și doar atunci când fiecare la locul de muncă își va face treaba corect, doar atunci vom avea toate aceste procese oprite, mă refer la procesele de corupție politică și, respectiv, vom putea să apărăm votul cetățeanului mult mai bine decât am reușit în turul 2, pentru că în turul 2, totuși, cumpărarea de voturi a fost un fenomen mai mic decât în primul tur și în cazul referendumului. Vreau să spun că evaluarea externă trebuie finalizată în pofida îndârjirii cu care unii luptă împotriva acestui proces de evaluare externă. Noi avem nevoie de instituții în care se regăsesc oameni corecți și onești și ați văzut că o parte dintre judecătorii corupți au fost deja eliminați din sistem și e important să continuăm acest proces. Pe reformele instituționale am discutat încă o dată despre nevoia de a adopta în lectură finală legea cu privire la crearea curții anticorupție și crearea acestei curți în regim de urgență. Parlamentul urmează să mai aibă consultări publice pe marginea acestei legi în această săptămână, așa încât să avem procese clare, transparente și mai ales eficiente pentru a crea o curte anticorupție puternică, care să se ocupe în special de cazurile de corupție mare, inclusiv cazurile de corupție politică. Și trebuie să recunoaștem că schimbările pe care le-am făcut la Procuratura Anticorupție nu au dat rezultate și sugestia, recomandarea Consiliului Suprem de Securitate către Guvern a fost să vină cu o propunere nouă pentru a schimba situația de la Procuratura Anticorupție, pentru că am văzut un eșec total din partea acesteia pe lupta împotriva corupției mari și mai ales pe lupta împotriva corupției politice. Vreau să anunț aici că joi, către sfârșitul acestei săptămâni, joi și vineri, cred că vom avea sau vom invita la consultări publice aici, la președinție, reprezentanți ai partidelor politice, dar și reprezentanți ai altor categorii din societatea civilă, altor părți interesate. Joi voi avea discuții cu reprezentanții partidelor politice despre acțiunile pe care trebuie să le întreprindem ca să combatem corupția politică. Vreau să vă amintesc că ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri și la referendum nu a afectat un partid politic sau un candidat. Mai mulți candidați și mai multe partide politice sunt afectate de cumpărare de voturi și cu toții ne dorim ca cetățenii Republicii Moldova să decidă cine trebuie să conducă țara și nu banii murdari care vin dintr-o parte sau alta. La aceste discuții vom purta dezbateri pe propunerile guvernului, dar și pe propunerile pe care le au alte partide politice pe acest subiect, cum să putem cât mai repede să sancționăm și să eliminăm acest fenomen extrem de periculos pentru democrația Republicii Moldova, dar și pentru securitatea țării noastre, care se numește corupția politică și mai ales cumpărarea de voturi. Deci continuăm discuțiile în următoarele zile, în maxim 10 zile. Trebuie să avem toate planurile discutate, elaborate și consens, dacă vreți, la nivel național pe aceste acțiuni pe care trebuie să le întreprindem.